Bună dimineața! Începem acest vlog. Bună dimineața, cu geta încărcată cu toate cele. Mergem la București. Noi eu cu Getuța și cu Damir, bineînțeles. Vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă. Hai, drum bun! Drum bun! Noi suntem pe drum. Am avut niște stări foarte nașpa de greață, de râu, de toate cele. Am oprit la o farmacie, am luat niște pastile, am luat scumpa mea, Getuța, și mă simt mult mai bine. Doamne, ajută să fiu în stare bună, pentru că mâine am toată ziua, am o zi plină, am depozat o campanie și trebuie să fiu bine. Doamne, ajută! Am mers foarte bine, suntem pe autostradă și abia așteptăm să ajungem. Bine mergi tu! Bună ziua! Mergem, am întârziat un pic la o întâlnire. Plouă. Mă simt prost și ne grăbim foarte, foarte tare. Vai, ce plouă și restaurantul unde trebuie să ajungem. Îmi strică buclele, dragă. Aici, hai repede. Hai. Numai acolo. Pe aici nu este trecere. Uite acolo. Am ajuns acasă, adică acasă la Iuli, dar eu zic că e acasă. Acasă la București. Da, exact. E foarte târziu. E 11 seara, noaptea. Și suntem foarte obosite. Eu cu Geta astăzi n-am prea avut timp să filmăm mare lucru, să vă arătăm mare lucru, pentru că am fost toată ziua pe fugă. Am alergat din stânga în dreapta. Am dat cu stângul dreptul. Mâine e ziua cea mai importantă pentru ce am venit și o să vă filmez și o să vă arăt. Da, cam așa e în București, destul de aglomerat și nu a pus să faci foarte multe chestii într-o zi, pentru că mai tot timpul suntem în trafic, am fost în trafic. Dar am făcut multe chestii astăzi. Am fost de dimineață, m-a spălat Iulie pe cap și mi-a făcut tratament și mi-a făcut un păr superb. Apoi am fost la o întâlnire cu niște fete la fel de superbe. Apoi ne-am dus să ne facem tratamente la față. Da, mi-am făcut curățare. Geta și-a făcut ceva mai... Ce ți-ai făcut? Asta cu ace. Dermapen. De ce fața? Da. Sunt toată roșie, acum mă dau cu niște cicaplast. Da, și apoi am fost la masaj. Și după masaj am fost în vizită la Ela Crăciun, unde a rămas super impresionată de toată familia ei, de casa ei, de tot. Am rămas șocate și i-am povestit în sensul, în sensul bun, exact. I-am povestit și soțului și am... Da. Și așa. Și mâine mergem... La ora 10 trebuie să fim la locație ca să pozăm colecția. O să vă povestesc mâine. Leșin! Tu, hai că e liftul. E bine. Na, trebuie. Am ajuns la... Am întârziat. De ce țăran? Că stau toată viața în vârful muntelui. Acolo la mine, la țară, cum o zis ăla. Recepție. Hai deschide aici să vedem. Nu dau locul ăla pe București. A, scări. Tu, nu este lift aici, tu. Păi cum să nu fie liftul, m-am dat povesti. Hai tu să-l căutăm. Va. Hai că am găsit și noi liftul în sfârșit. La 0 și trebuie să coborâm la 0 și după aia să urcăm la 7. Hai tu că trebuie să ajung la make-up, tu. Hai. Da, deci suntem în întârziere. Trebuie să ajung pentru make-up, pentru că... pozăm o campanie pentru Leisa. Chiar da. Doamne. A, chiar așa n-au ei. Cum ești pe Insta? Lilia Ficu. Tot folile, eu le-am pus așa foarte organizat, cu OCD-ul meu. Mai de mult,
ca să știm de vestimentație. A venit ceta parte în Canada și s-a făcut. Nu știu. E de 1 euro. Da. Să trebuie să crede câteva. Nu vreau să fii tu exact cum ești în vreo. Să ai ajuns la nume. Cum te simți mai bine? Bine. Natural. Cum simți pe tărăță pe tine? Bine. Cum e mai multe de tine? Doar rujul. Deci le spuneam fetelor că am avut doar dată în viața mea ruj roșu pe buze și acum e a doua oară. Și eu superbă. O să fiu superbă? Hai să fiu superbă. Da, bine, da. Abia aștept. Hai să vedem. Și în spatele meu tu arme scumpul meu, Damir, și de tuța îl păzește. Nu se încadrează din dacă o facem așa, vă foarte. Ce spuneți? Mă avantajează? Lăsați în comentarii dacă mă avantajează sau nu. Mie, sincer, să fiu, nu știu, nu-mi place cum asta cu roșu pe buze. Serios? Da. Voi ce spuneți? De ce te cânti? Da, îmi stă bine. Uite, da, dacă mă uit la poză, da, îmi place. Da? Hai, mă, că-mi place, da. Uite ce mai face oglindele. Da, îmi place. Doamne, și chiar roșu ăla, roșu. Știi de ce îmi place? Pentru că mă văd, uite, mă văd și cu alb, așa, și da, părul negru, așa, foarte așa. Mică. Da, așa îmi place. Claudia, fă-mă cu mâncă. Am ajuns acasă la iubita mea și arată tu și ce jucării o adus mami. Îți plac, mama? Și vreau să ne-l frumos de mers la grădii. Vezi, mami? Roșu. Wow, ce frumos e! Roșu! Ți-a fost doar de el, tati? Da. Nu mă duc. Băbuțelul ăsta mică meu. Da, cum e un mic. Am ajuns acasă, cum spuneam, unde e cel mai bine. Mă bucur foarte mult să văd familia. Doamne, a fost doar pentru câteva zile plecată și... E foarte, nu știu, e foarte greu pentru mine să stau plecată departe de ei. Carla era cu tati în dormitor, voia să o culce, dar am ajuns la fix că nu a dormit. Da.